Bun găsit, dragii mei, să fie o zi magică în care toate stelele se aliniază favorabil. Doamne ajută să avem stele norocoase, dar mai contează să ne aliniem și noi cu ele. Acest horoscop este pentru data de 28 decembrie. Sper că ați petrecut bine de Crăciun și sper că vă pregătiți și pentru Revelion, pentru un nou an, pe care îl întâmpinați cu mai multă încredere și cu credință, cu voie bună. Mesajul acestei zile spune așa: sincronizare perfectă. Acum este cel mai potrivit moment să acționezi conform inspirațiilor. Ușile sunt deschise, iar tu treci prin ele, avându-ne pe noi alături. Nu amâna sau ezita, fiindcă ai pregătite toate ingredientele pentru succes. Totul și toate sunt alături de tine, sprijinindu-te pentru un rezultat pozitiv. Sincronizare perfectă. Cât de frumos, fix ce spuneam. Pregătiți-vă pentru un an bun, sincronizarea este perfectă. Acum este momentul să acționați conform inspirațiilor. Ușile sunt deschise și îngerii vă vor veghea și vă vor susține să vă atingeți cel mai înalt potențial și să ajungeți acolo unde voi vă doriți. Haideți să vedem cum se așează astăzi lucrurile în viața voastră. Like, share, subscribe, abonați-vă, vă aștept cu mare drag și cu mare interes și pentru sesiuni personalizate. Dacă doriți să vă aflați misiunea, karma, așezarea planetelor, în ce planete, în ce zodii și case erau planetele voastre la momentul nașterii, ce spun planetele despre voi, pentru că ele ne spun o poveste, ne dezvăluie povestea noastră despre noi, ceva de genul acesta. Vin cumva și ne arată anumite părți din interiorul nostru. Cum spun eu de multe ori, este precum un profil psihologic, dar care nu minte niciodată și care este foarte, foarte autentic și real. Like, share, subscribe, intrați și pe Facebook, pe Instagram, bucurați-vă de toate și haideți să vedem atmosfera astrală a zilei. Berbec. Berbecii sunt un pic în ceață cu niște probleme emoționale. Astăzi chiar vă simțiți așa un pic dezamăgiți. Poate că v-ați pus niște așteptări nerealiste, poate că lucrurile nu se întâmplă fix așa cum le-ați văzut voi, dar poate că le luați și prea mult în serios. Nu vreți voi să învățați astăzi, să vă detașați. Oricum sunteți precum focul de paie, dar voi vreți așa repede: aoleu, dar de ce s-a întâmplat așa, dar de ce n-a fost nu știu cum? Așa a fost să fie. Învățăm și ne detașăm. Învățăm din lecție și ne detașăm. Taur. Taurii sunt foarte concentrați pe o intervenție la locul de muncă. Voi vreți să demonstrați, vreți să ieșiți în față, vreți să atrageți atenția, poate chiar aveți un fel de interviu, nu neapărat de schimbarea jobului, dar pentru ceva nou, pentru un proiect. Poate că veți susține clar și răspicat anumite lucruri, tocmai pentru a ieși în față și pentru că știți voi că aveți rețeta perfectă. Dacă aveți rețeta perfectă, o puteți susține. Conștientizări și foarte multe conversații pe la locul de muncă. Gemeni. Gemenii sunt maestri în a duce informația, tocmai de asta împrăștiați cu ușurință informația și aveți parte astăzi de activități pentru că ați vorbit despre niște lucruri, ați fost invitați să participați la diverse activități care vă încântă. Vă descoperiți prin jocuri, vă descoperiți prin discuții și vă descoperiți prin toate aceste activități care vă vin mănușă. În dragoste, poate că sunteți un pic solicitați sau simțiți voi așa ca o supra-solicitare, dar în cele din urmă lucrurile se vor așeza din toate punctele de vedere. Rac. Nativii rac au nevoie de puțină liniște, au nevoie să gestioneze cu atenție emoțiile, au nevoie să-și asculte un pic sufletul, pentru că sunt niște lucruri care pur și simplu vă țin pe loc, pur și simplu vă dezorientează puțin și cine poate să vă ghideze mai bine decât sufletul vostru? Tocmai de asta dați-vă puțin timp pentru voi, vă ascultați inimioara și veți ști exact, pentru că altfel vă simțiți așa dezorientați, necăjiți, poate chiar simțiți o presiune a celor din jurul vostru. Leu.
Leii sunt concentrați pe o călătorie. Călătoriți sau vă gândiți să călătoriți sau v-ați gândit să faceți niște demersuri pentru o călătorie. Toate gândurile sunt în țările calde. Este și sezonul de plecat în țările calde, într-un fel sau altul, așa că de ce nu? Într-adevăr, aveți multe lucruri de rezolvat cu anumite hârtiuțe. Fiți atenți să nu săriți sau să treceți cu vederea anumite dosarele, pentru că dacă sunt erori, veți avea mult mai mult de muncit apoi. Fecioara. Fecioara este îngrijorată cu o sumă de bani, trebuie să rezolve cu o sumă de bani, trebuie să rezolve cu o plată, fie pe care trebuie să o primească, dacă aveți de primit, la fel sunt ceva întârzieri, dacă aveți de dat, la fel sunt ceva obstacole în a vă ține promisiunea sau în a vă ține de cuvânt, dacă este o rată la bancă sau cine știe pe unde. Aveți și ceva discuții în zona emoțională, pentru că nu simțiți neapărat protecția partenerului sau partenerei și poate că îi comentați acolo în ghilimele ceva, îi reproșați această lipsă de, să spunem așa, interes asupra nevoilor voastre. Balanța. Balanța este încântată să se descopere prin frumos, prin artă, prin o zonă creativă. Poate chiar vă puneți la bătaie anumite talente artistice pe care le aveți, pictați, desenați, aveți așa o zi mai pe relaxare, mai pe stau și mă încarc fără să fac nimic. Încărcatul ăsta se poate referi foarte frumos la tot ce înseamnă zona artei, să ascultăm muzică, să medităm, să pictăm, să admirăm ceva frumos, să facem ceva pentru sufletul nostru. O zi mai de relaxare, o zi în casă, o zi care vă ocupați de voi și de sufletul vostru. Scorpion. Vă puneți o mulțime de întrebări, vă puneți o mulțime de, să le spunem așa, piedici singuri, ca și cum vă autosabotați. Încercați să lăsați deoparte autosabotajul și să vă concentrați pe părțile bune pe care voi le aveți, pe potențialul pe care voi le aveți, mai ales pentru că sunt multe lucruri de rezolvat, sunt foarte multe lucruri de eliberat. Poate că n-ar strica, dacă ați avea un pic grijă, să nu le mai luați personal și să nu le mai, să nu vă mai sabotați. Gânduri bune de la un membru din familie. Cineva din familie reușește un mare lucru și sunteți cu toții bucuroși, adică cineva are succes. Săgetători. Săgetătorii sunt pe picior de călătorie, cu poftă de viață, faceți ceva cheltuieli în această zi, cheltuiți destul de mult, faceți ravagii pe zona cardului. Pe de o parte este bine, pe de altă parte să fiți un pic mai atenți, însă vă bucurați foarte mult de anumite senzații de care aveți parte. Sunteți niște exploratori ai senzațiilor și vă doriți să aveți parte de adrenalină și agitație și să faceți lucruri. Cheltuiți bani și veți avea parte de toate acestea și chiar și în dragoste depășiți un nivel, depășiți un punct, depășiți și ajungeți acolo unde v-ați propus. Capricorn. Capricornul se reorientează astăzi, vă reorientați, vă gândiți că dacă lucrurile nu s-au așezat, poate că e cazul să vă detașați și să o luați de la zero. Reorientarea asta poate să aducă o mare binecuvântare, pentru că atunci când crezi că ți-a terminat și zici gata, ok, o să fac altceva, fix atunci vine cel mai mare dar. Când nu mai opui rezistență și nu mai ești acolo, trebuie să reușesc, nu, și te-ai relaxat, fix atunci vine darul. Vor fi și niște emoții cu prietenii sau cu persoane apropiate, persoane pe care le iubiți, însă aceste emoții vor fi ușor vindecate în următoarea perioadă și veți înțelege exact cum stau lucrurile. Toate se vor așeza, veți avea o înțelepciune extraordinară. Vărsător. Nativii vărsători au nevoie să se detașeze un pic, au nevoie să-și elibereze niște temeri, niște frici, au nevoie să se încline către o zonă spirituală. Poate că n-ar strica astăzi să faceți ceva care să vă apropie de divinitate sau ceva pentru a vă încălzi sufletul. De asemenea, puteți avea tot felul de vise, de premoniții, de flash-uri, deja vu-uri. Puteți să aveți o mulțime de idei care vă vin așa cumva surprinzător, dar pe care le puteți pune în practică dacă aveți un pic de terminare și dorință de a construi, fără să vă mai gândiți și o să zic că nu știu cine. Treaba lor ce vor spune. Pești. Peștii se pregătesc oricum pentru un
Jupiter în pești pentru următoarele 5 luni, așa că Jupiter mâine și începe ușor mersul prin semnul vostru. Suntem așa pe cu câteva ore înainte să vă bucurați de Jupiter în pești. Voi simțiți astăzi că e momentul, pentru că urmează Jupiter în pești, cum spuneam, voi simțiți că e momentul să vă vindecați, simțiți că sunteți protejați, simțiți să jucați la lotul, simțiți să faceți orice vreți voi, aproape orice, orice nu vă pune în pericol, fizic sau psihic sau emoțional sau financiar sau de ce vreți voi. Simțiți că e timpul să vă vindecați și că e timpul să faceți un pic mai mult pentru voi și pentru misiunea voastră. Porniți astăzi într-un proces de descoperire, de cunoaștere, care o să vă aducă multe, multe, multe informații benefice, folositoare, pe care le veți integra în viața voastră. O zi cu multe lucruri care vă iau prin surprindere, chestii neașteptate, dar foarte interesante. Să vă fie de folos!